Bună seara, sunt Sorina Obreja și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Moldova va primi în februarie mai puține vaccinuri anticovid decât anunțau anterior autoritățile, iar serurile vor ajunge doar pentru 3% din populație. SRM nu va vota guvernul Gavriliță, susține Igor Dodon. Deputații PAS pun la îndoială declarațiile acestuia și se pregătesc și pentru scenariul în care guvernul va fi învestit. 5 dintre cei 7 polițiști din Cahul reținuți pentru corupție au fost plasați în arest la domiciliu. Unul este cercetat în libertate, iar ultimul a fost eliberat. Primul președinte moldovean care a ajuns la Palatul Prezidențial din Franța, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi cu Emmanuel Macron. Vă spunem în jurnal ce au convenit cei doi lideri de stat. Moldova va primi în februarie un lot mult mai mic de vaccinuri anticovid decât declarau anterior autoritățile. Organizația Mondială a Sănătății anunță că va livra țării noastre necesarul pentru vaccinarea doar 3% din populație și nu pentru 20%. Reprezentanții Ministerului Sănătății afirmă că lotul promis va ajunge doar că în tranșe. Republica Moldova a declarat că 20% din doze vor fi obținute gratuit prin intermediul COVAX. Deci 20% pentru populație a fost cifra care a fost stabilită de către COVAX pentru dozele livrate gratuit. Acum vorbim de 3% prioritizați, adică vom cuprinde 3% din populație, care cuprind categoriile de persoane cu risc înalt. Potrivit documentului publicat de către Organizația Mondială a Sănătății, în Moldova vor fi livrate 156.000 de doze de vaccin AstraZeneca, cu aproape 100.000 mai puțin decât anunțau săptămâna trecută autoritățile de la noi. Totodată vom beneficia de 24.570 de doze de vaccin Pfizer. Reprezentanții Ministerului spun că aceste cifre erau estimative și că dozele urmează să ajungă în tranșe în țara noastră, în funcție de disponibilitatea vaccinului la nivel internațional, acesta fiind supra-solicitat. Nu este nicio diferență, asta a fost și la scrisoarea inițială oficială transmisă. Pentru vaccinul AstraZeneca au fost acordate Republicii Moldova de la 156.000 până la 260.000 de doze. Deci în intervalul acesta va fi livrat dozele în disponibilitatea vaccinului care va fi la nivel internațional. Potrivit autorităților, primii vor fi vaccinați angajații medicali, dar și beneficiarii centrelor de plasament și personalul acestora. După ce va fi imunizată 20% din populație cu vaccinul oferit gratis de către platforma COVAX, Republica Moldova ar urma să procure la un preț redus vaccinuri ce vor asigura imunizarea pentru încă 30% din cetățeni. Cât despre lotul donat de către România, Ministerul Sănătății nu are încă un răspuns când va putea fi livrat. Primele vaccinuri ar urma să ajungă în țara noastră la mijlocul lunii februarie. Statele europene, inclusiv România, au început vaccinarea încă în decembrie. Specialiștii susțin că pentru a crea imunitatea colectivă este nevoie ca cel puțin 70% din populație să fie vaccinată, un obiectiv care în acest moment este mult prea departe de a fi atins în Moldova. Între timp, pandemia își ia din nou avânt în țara noastră. După ce în perioada sărbătorilor de iarnă am avut un număr mai mic de cazuri, astăzi înregistrăm pentru a doua zi consecutiv peste 900 de cazuri de îmbolnăviri, iar 17 persoane au murit în urma complicațiilor. Totuși, când anume ajunge vaccinul în Moldova, autoritățile nu pot nici acum să răspundă la această întrebare. Colega noastră, Iuliana Maranciuc, a participat astăzi la o discuție neformală cu specialiști din sănătate și vine cu informații noi. Iuliana, bună seara! Bună seara, Sorina! La discuțiile de astăzi pe care le-am avut cu reprezentanții ai Ministerului Sănătății și ANSP, am întrebat care este data exactă când vor ajunge primele doze de vaccin în țara noastră, dar nimeni nu a putut să ne răspundă clar. Autoritățile spun în continuare că vor fi la mijlocul lui februarie, deși anterior spuneau că vor ajunge la sfârșitul lunii ianuarie. Autoritățile spun că vor începe campania de vaccinare la câteva zile după ce va ajunge primul lot. Dozele vor fi livrate mai întâi la ANSP, iar apoi
la centrele de imunizare. Aceștia își propun să vaccineze în prima etapă 5.000 de persoane zilnic. La discuția de astăzi, unde a fost invitată presa, nu am fost lăsați să filmăm sau să facem înregistrări audio, deși întrebările pe care le avem sunt de mare interes pentru întreaga populație. De când a început pandemia, Ministerul Sănătății a devenit o instituție închisă și ni se oferă răspunsuri vagi prin intermediul purtătorului de cuvânt. Deși ONG-urile media au cerut de nenumărate ori ca jurnaliștilor să li se ofere să dea întrebări în timpul conferințelor online, acest lucru nu a fost acceptat nici până acum. Sorina? Iuliana, îți mulțumesc. Între timp, și așa epuizat, sistemul medical se confruntă nu doar cu COVID, dar și cu altă boală nemiloasă, cancerul, care omoară anual mii de oameni. S-a început cu picurători, am avut o cură de chimioterapie, a început să cadă părul, am fost fără păr, am slăbit, imunitatea clar că slăbește. Imediat în jurnal vă spunem povestea unei învingătoare care s-a tratat de cancer la 14 ani și acum se bucură de viață. Va fi sau nu votat guvernul Gavrilițe? Este principala întrebare cu care s-a deschis noua sesiune a Parlamentului. Aseară, Igor Dodon a declarat că PSRM nu va vota cabinetul propus de Maia Sandu. Cei de la PAS afirmă că nu cred în ceea ce spune Dodon și că sunt pregătiți pentru scenariul în care guvernul va fi votat. PSRM, și asta este poziția mea, care am spus-o și la Consiliul Republican și vă spun și la fracțiune, eu consider că nu trebuie să voteze acest guvern și nu va vota acest guvern săptămâna viitoare. Astfel, Dodon s-a arătat convins că alegerile parlamentare anticipate vor avea loc în luna iunie. Pe de altă parte, deputatul socialist Vlad Bătrâncea nu a spus ferm astăzi că nu va vota pentru guvernul Gavrilițe. Doamna Gavrilițe, care este candidat la prim-ministru, urmează să prezinte programul guvernului, componența guvernului și deja atunci vom decide. Dacă noi am avea parte de un dialog, am putea răspunde acum ferm ce poziție ocupăm. Noi suntem în situație de incertitudine. De cealaltă parte, cei de la PAS susțin că nu cred în cuvântul lui Igor Dodon, pentru că anterior acesta a spus că nu va face alianță cu democrații. Socialiștii nu fac coaliții cu Partidul Democrat. De atâta. Dar ulterior s-a aliat cu PD. Litvinenko nu exclude că guvernul ar putea fi votat. Guvernul se va apuca, în măsura în care va fi posibil de realizat programul de guvernare, va începe o luptă împotriva corupției și a corupților, inclusiv din Parlament, care cel mai probabil s-ar putea să voteze pentru acest guvern. Deci suntem pregătiți pentru ambele scenarii. Vladimir Bolea de la PAS a declarat ieri la o emisiune că Gavrilița va veni luni în plen, iar colegul său de partid, Sergiu Litvinenko, a spus azi că nu crede că ședința va fi convocată în acea zi. Doamna Gavrilița, cred că trebuie să răspundă la întrebarea respectivă. Nu cred că luni va fi convocată ședința Parlamentului. Luni, cel mai probabil, doamna Gavrilița va prezenta lista și programul la Parlament, la Secretariatul Parlamentului. Ulterior, deja conform procedurii, biroul permanent trebuie să convoace, să stabilească ziua și ora ședinței plenului când va fi dezbătut programul și lista. Platforma DAN nu și-a schimbat decizia luată la începutul acestei săptămâni. Noi vom fi la acea ședință, dar nu vom vota acest guvern. Iar Pavel Filip susține că e nevoie de o echipă care să rezolve problemele țării până la anticipate. Acesta și-a exprimat opinia față de situația politică printr-o metaforă. Imaginați-vă că avem un timp afară de minus 40 de grade și tu trebuie să urci într-o mașină și să parcurgi 1000 de kilometri. Dar pe drum ai constatat că de fapt combustibil ai avut doar pentru 100 de kilometri. S-a oprit mașina și tu îngheți pur și simplu. Este de obligațiunea fiecăruia, înainte de a porni la acest drum, să verifici dacă rezervorul mașinii este plin, pentru că riști cu viața ta personal. Totuși, liderul democraților susține că cel mai probabil PD nu va vota pentru guvernul Gavrilița. Noi nu vom participa la acest, eu îl numesc, spectacol al absurdului. Înseamnă că nu veți veni la ședință? O să luăm o decizie. Venim să nu votăm, venim și participăm sau nu votăm, venim și participăm și nu participăm la vot. Nu contează până la urmă care va fi formula. Veți vota sau nu? Decizia finală va fi luată puțin mai târziu. Să vedem în general dacă doamna Gavrilița va veni în Parlament. Dacă vine, noi vom fi destul de activi
Chiar vrem să aflăm mai multe răspunsuri cum vede doamna președinte Sandu, cum vede partidul care o susține, ieșirea din criză. Sergiu Sârbu spune că platforma din care face parte pentru Moldova are un candidat mai bun. Cine este candidatul? Iarăși să rămână o mică enigmă pentru ca ulterior să avem subiecte de discuție. Cei de la Pro-Moldova nu și-au anunțat deocamdată poziția oficială, iar ultima dată liderul formațiunii Andrian Candu a spus că vor lua o decizie în funcție de pozițiile celorlalte fracțiuni. Deși încă nu a devenit premier, candidatul desemnat Natalia Gavriliță beneficiază de pas de stat, dar și de mașină de serviciu. Anunțul a fost făcut de SPPS, care spune că așa prevede legea. Astfel, din 27 ianuarie, de când a fost propusă la funcția de prim-ministru, Gavriliță are pază inclusiv la domiciliu. Serviciul de protecție și pază de stat precizează că anterior a acordat protecție tuturor candidaților desemnați la această funcție. Franța va ajuta Republica Moldova să depășească pandemia și să găsească o soluție pentru conflictul transnistrean, respectând integritatea statului. Este declarația făcută de Emmanuel Macron la întrevederea de astăzi cu Maia Sandu. Președintele Franței a ținut să menționeze că Sandu este primul președinte moldovean care vine într-o vizită oficială după 24 de ani. Votre élection, madame la présidente, est un formidable message d'espoir. Et il est certain que le projet que vous portez va nécessiter des réformes courageuses, beaucoup d'ambition, de ténacité. Et je souhaite à cet égard que la France et l'Union européenne puissent vous accompagner. În discursul său, după discuțiile între patru ochi, liderul francez a abordat și subiectul conflictului transnistrian, precizând că problema reprezintă o amenințare pentru securitatea europeană. La volonté qui est la vôtre de régler le conflit en Transnistrie, qui constitue un enjeu important pour la paix et la sécurité européenne. Et je veux ici redire très clairement le soutien indéfectible de la France à la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale de la Moldavie dans ses frontières internationalement reconnues et notre disponibilité pour jouer tout rôle utile et vous aider sur ce chemin. La rândul ei, Maia Sandu a declarat că speră ca relațiile moldo-franceze să se întărească și l-a invitat pe Macron la Chișinău. La France est parmi les 10 investisseurs en République de Moldavie. Nous souhaitons une augmentation du volume des échanges commerciaux avec la France. Nous souhaitons également plus d'investissements français en République de Moldavie. La Moldavie est un petit pays situé stratégiquement entre l'Est et l'Ouest, avec un potentiel économique attractif que je vous invite à découvrir. Întrevederea Maia Sandu și a președintelui francez Emmanuel Macron a avut loc la Palatul Elysée. Ieri, Maia Sandu a avut o întrevedere cu ministrul de externe și cu președintele Adunării Naționale a Franței, în cadrul căreia a convenit că o misiune de experți francezi să vină la primăvară în țara noastră ca să ajute la identificarea domeniilor în care este nevoie de asistență. Înainte de a ajunge la Paris, președinta a trecut pe la București, unde a avut o întrevedere cu premierul Florin Câțu. Maia Sandu este primul președinte din istoria Moldovei care merge în vizită oficială la Palatul Prezidențial Elysée. Prima vizită oficială în afara țării, președinta a efectuat-o la Kiev, unde s-a întâlnit cu Vladimir Zelenski, dezmorțind astfel relația cu Ucraina după 4 ani de blocaj. În decembrie, Sandu s-a întâlnit la Chișinău cu președintele României, Klaus Iohannes, cu care Igor Dodon nu a avut nicio întrevedere. Membrii Consiliului Audiovizualului care monitorizează presa din Moldova s-au numit și au folosit un limbaj indecent la ședința de astăzi. Scandalul a pornit când s-a discutat despre sancționarea postului ProTV Chișinău, acuzat că ar fi depășit timpul regulamentar de publicitate. Postul nostru va ataca decizia în instanță, considerând-o ilegală și neîntemeiată. Eu îmi pare că țigură nu ți-o închid când discut. Domnule Mihalache, domnule Mihalache... Nu, dar domnul Roșca își permite prea mult în ultimul timp. Domnule Mihalache, vă rog, revenim la subiect. Închide-te, băie! Membrii Consiliului Audiovizualului s-au certat după ce Corneliu Mihalache a spus că nu este de acord ca ProTV Chișinău să fie sancționat. Acolo sunt calc cu 5-6 secunde.
Nu avem dreptate. Consiliul a constatat că postul nostru de televiziune ar fi depășit timpul regulamentar de publicitate în decembrie. ProTV neagă acuzația. Presupunem că monitorizarea inclusă în durata calupurilor publicitare și promourile emisiunilor difuzate la ProTV Chișinău, care conform legii nu reprezintă publicitate, se menționează în răspunsul adresat Consiliului Audiovizualului. Decizia de astăzi, luată de instituția care monitorizează mass media, este neîntemeiată, iar ProTV Chișinău își rezervă dreptul de a o ataca în instanța de judecată. Ultima sancțiune aplicată postului nostru de Consiliul Audiovizualului a fost declarată ilegală de Curtea de Apel Chișinău. Atunci instituția a acuzat ProTV Chișinău că l-a defavorizat în știri pe Igor Dodon în campania electorală pentru prezidențialele din 2020, iar judecătorii au constatat că motivele invocate sunt neîntemeiate. 5 dintre cei 7 polițiști din Cahul reținuți pentru că cereau și luau mită de la șoferi ca să nu-i sancționeze pentru nereguli au fost plasați în arest la domiciliu. Unul este sub control judiciar, iar ultimul a fost eliberat. Decizia a fost luată de judecătoria din Cahul. Avem la dispoziție 3 zile să decidem dacă este oportun să contestăm sau nu. Noi doar azi am solicitat aplicarea măsurii preventive pentru buna desfășurare și acumularea tuturor tronurilor. După aceea să finalizăm, să facem toate acțiunile procesuale, finalizăm cauza, urmărirea penală, se expediază în judecată. Deja decidem să suprapedeți. Cei 7 polițiști au fost reținuți acum 2 zile și riscă până la 10 ani de închisoare pentru acte de corupție. După acest caz, șeful inspectoratului de poliție din Cahul și adjunctul acestuia au fost suspendați din funcții și au fost pornită o anchetă internă. Iar polițistul care fiind beat la volan a avariat în septembrie 2019 un automobil parcat și care s-a ales atunci doar cu o amendă, a venit astăzi în fața magistraților. Curtea de apel a decis să trimită dosarul acestuia la reexaminare. Judecătoria din sectorul Ciocana urmează să analizeze cauza și să ia o decizie cu o altă pedeapsă pentru polițist. Cum comentați? Polițistul a refuzat astăzi să ne răspundă la întrebări, iar în locul lui a vorbit avocatul. Apărătorul a declarat că bărbatul afirmă în continuare că nu el se afla la volan în acea seară, ci soția lui. Martorul care a surprins momentul și care a fost prezent astăzi la judecătorie spune altceva. A ajuns în curtea unui bloc și a cauzat un accident. După asta am încercat să părăsească locul faptei, am alergat și l-am oprit. Era și dezorientat și mirosea alcool, era singur în mașină. Cheile prin ce am scos, că nu pornești să ușiți oameni pe drum. Gata, liniștește. Ai ajuns. Avocatul polițistului spune că acestea nu sunt dovezi clare, întrucât videoul martorului a avut o întrerupere de 15 minute și că putea fi trucat. Nu este văzut clar că Condre conduce. Nu faceți diferență că era la volan și conducea mijlocul de transport. Înregistrarea nu este integrală, este întreruptă, între 10-15 minute între înregistrări video. Video este înregistrat de pasagerul meu, continuu, primul video, în care se vede cum conduce și cum cauzează accident și cum pleacă de la locul fapt. Iar agentul constatator venit în seara accidentului la fața locului spune că a văzut cum polițistul și soția acestuia purtau o discuție. La fața locului a venit soția. Încercau să spui că nu era condere, dar era soție. Incidentul s-a produs în septembrie anul trecut, când polițistul, fiind beat la volan, a avariat un autoturism parcat și a primit o amendă de 900 de lei pe care a contestat-o, iar judecătoria Ciocana a anulat-o. Curtea de apel a remis astăzi cauza la rejudecare în aceeași instanță, dar cu un alt complet de judecată. Localnicii din Basarabeasca se plâng că este un chin să circule cu transportul public. Oamenii spun că microbuze sunt puține, iar în Buzeala mare. Требуют, чтобы маску одели, не знаю, когда в маршрутке снимаешь, выходишь и смотришь, танак ты вышла или без штанов. Cum comentează primarul această problemă, aflați în jurnal când revenim cu detalii. Deputații moldoveni au salarii de 18.000 de lei, dar pe lângă asta beneficiază de indemnizații lunare, care ajung și la 26.000. 88 de parlamentari primesc bani pentru transport, iar 12 pentru chiria locuinței. Deși este vorba de bani publici, Secretariatul Parlamentului nu a răspuns la solicitarea noastră, prin care am cerut să ni se spună cine sunt cei care au asemenea facilități.
Pe lângă salariul lunar de 18.000 de lei, fiecare deputat beneficiază de compensația lunară pentru cheltuieli legate de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, cheltuieli protocolare și de promovare care constituie până la 13.000 de lei. Totodată, parlamentarii au și două indemnizații lunare. Cea pentru transport constituie 6.500 de lei, de aceasta beneficiază acum 88 de deputați din Parlament. Ceilalți, adică 12 persoane, dispun de transport de serviciu, iar 12 parlamentari beneficiază pe lângă aceasta și de indemnizații lunare pentru închirierea spațiului locativ. Pentru o familie de două persoane se alocă 3.300 de lei, iar pentru o familie din care fac parte patru sau mai multe persoane se alocă 6.600 de lei. Asta înseamnă că un parlamentar care primește toate aceste facilități poate ajunge și la un venit de 44.000 de lei pe lună. Am încercat să aflăm de la Secretariatul Parlamentului cine sunt deputații care beneficiază de aceste indemnizații achitate din bani publici sau cel puțin din ce partide fac parte, însă responsabilii nu au răspuns încă la solicitarea noastră. Secretarul General al Parlamentului, Adrian Albu, nu ne-a răspuns la telefon. Procurorul General, Ministrul Justiției și șeful Agenției Proprietăți Publice sunt așteptați la audieri în Parlament privind concesionarea aeroportului. Asta au decis astăzi deputații care au revenit din vacanță. Ședința plenară a început cu intonarea imnului de către artiștii de la Teatrul de Operă și Balet Maria Bieșu. Așa a fost dat startul noii sesiuni a Parlamentului. Zinaida Greceanu i-a felicitat pe toți cei care și-au sărbătorit zilele de naștere în vacanță, iar Octavian Țâcu a venit și el cu o felicitare către președintele Parlamentului. Vreau să vă felicit faptul că la 12 ianuarie Curtea Constituțională v-a recunoscut statutul de victimă a represiunilor comuniste și să mergeți să vă ridicați legitimația și indemnizația de 500 de lei pe care o meritați din plin. Noi vă mulțumim. La examinarea ordinii de zi, deputații au decis că săptămâna viitoare Procurorul General, Ministrul Justiției și șeful Agenției Proprietăți Publice să fie audiați referitor la concesionarea aeroportului internațional Chișinău și rezilierea contractului cu Avia Invest. Haideți să numim o dată, o zi și toți să cunoaștem că aceste audieri vor avea loc. Stimați colegi, eu vă propun audieri pe data de 12 vineri. Dar cum e târziu? Noi vrem să facem audieri, ori stabilim o dată, ori nu vrem. Dacă vrem, da, nu mă provocați să nu vreau. Am să merg, important că acum sunt în concediu medical, sănătatea să-mi permit. Planific să merg. Responsabilii de la procuratură nu au precizat deocamdată dacă vor merge, iar ministrul justiției nu ne-a răspuns la telefon. Totodată, Adrian Candu a propus astăzi să fie audiat ministrul de interne, cineva din responsabilii de la Ministerul Finanțelor, dar și de la Ministerul Sănătății și Agenția Medicamentului în privința vaccinului de imunizare împotriva COVID-19, dar propunerea a fost respinsă. Secretariatul a remis solicitarea către ministerile respective, agențiile respective, să prezinte în scris o informație amplă și după aceea decidem ce facem cu dânsul și cum îi audiem. Pe 10 iulie 2020, Agenția Proprietăți Publice a declarat că a pornit procesul de reziliere a contractului de concesionare a aeroportului internațional Chișinău și că în curând acesta va reveni în proprietatea statului. Cei de la Avia Invest au spus că totul ar fi o tentativă de intimidare și au atacat guvernul într-un arbitraj internațional, cerând 900 de milioane de euro despăgubiri. În august, compania a anunțat că Curtea de Arbitraj de la Stockholm a interzis rezilierea contractului de concesionare a aeroportului până la decizia finală. Ministerul Justiției a spus că a selectat biroul de avocați care va reprezenta Republica Moldova în acest caz, iar guvernul a anunțat că se ocupă în continuare de rezilierea contractului de concesionare. Au fost admise încălcări în licitația pentru serviciile de alimentare a copiilor în școlile și grădinițele din sectorul centru al capitalei. Acuzațiile vin din partea consilierilor PAS, care susțin că firma câștigătoare cu capital străin nu ar livra produse calitative și că ar fi fost favorizată de municipalitate. Șeful Direcției Educației și reprezentanții companiei neagă asta.
Consilierii PAS susțin că anual licitațiile pentru serviciile de alimentare a copiilor erau câștigate de 5 întreprinderi municipale din oraș, repartizate pe sectoare. De această dată, Combinatul Alimentar Școlar din gestiunea întreprinderii Piața Centrală a refuzat să participe. O întreprindere municipală care refuză să asigure serviciile pentru care a fost creată. Bună administrare, face domnul primar Ion Ciban. Ulterior, este publicat caietul de sarcini pentru achizițiile acestor servicii. Caietul prevede expres condiția că participanții la licitație trebuie să aibă cei 5 ani de experiență în procesul de alimentare a copiilor. În cazul sectorului centru însă, condiția dată este exclusă. La licitația din acest sector a fost înregistrat un singur participant care a și fost ales câștigător. Este vorba despre o firmă deținută de un agent economic din Lituania. În Lituania, această companie a fost inclusă într-o listă neagră pentru că a furnizat lapte ce nu corespundea normelor de alimentație. Iar publicația Delphi din Lituania vorbea și despre un scandal legat de evaziunea fiscală. Niște falsuri. Noi am participat ca și orice agent economic care putea să participe. Chestii de listă neagră, nu există nicio listă neagră. Compania în continuare activează. Consilierii PAS susțin că firma ar fi fost favorizată de municipalitate, lucru negat de șeful interimar al Direcției Educație. Nu s-a derat. Noi suntem acum în proces de elaborare unei dezmințări. Dacă ridicați caietul de sarcini de la sectorul centru, o să vedeți că este scris inclusiv pentru sectorul centru, 5 ani de zile experiență similară. Iar pentru a verifica produsele livrate a fost creat un grup de lucru care va merge la fața locului și va examina situația privind alimentația copiilor atât în instituțiile de învățământ. Perioada de monitorizare va fi între 10 februarie și 31 mai. Regulile pandemiei dispar în transportul public din Basarabeasca. Oamenii se înghesuie în microbuze și spun că nu sunt suficiente vehicule pe rută. Primarul afirmă că nu este responsabilitatea sa și nu poate face nimic, iar șeful companiei de transport nu ne-a răspuns la telefon. La Basarabeasca, în fiecare zi, cei mici se înghesuie în transportul public ca să ajungă la școală, iar maturii la muncă. Oamenii spun că nu au încotro pentru că pe jos e mult de mers. Конечно, не все одевают маски, но это дело личное каждого. Iar distanța fizică, chiar dacă vrei să o respecti, nu ai cum, afirmă pasagerii. Нарушают все правила пандемии. Там сидят чуть ли не на головах друг у дружки. Значит, с людей вот так по улице требуют, чтобы маску одели, не знаю, когда маршрутки снимай, выходишь и смотришь, в штанах ты вышла или без штанов. Iar pe lângă asta, localnicii se plâng că sunt nevoiți să aștepte și jumătate de oră în stații pentru că șoferii nu ar ține cont de grafic. Полчаса, а сейчас смотрите, сколько мы стоим. 15 минут, каждые 15 минут. Но я бы не сказала. Через полчасика, может быть, так где-то. Totodată, oamenii cer ca prețul pentru un bilet să revină la cel de acum 2 ani, când plăteau 2 lei pentru o călătorie și nu 3, cum este acum. Tariful de pensionară este большой. Primarul spune că noul tarif a fost stabilit de Consiliul Local, iar el nu este responsabil de transportul din oraș. Я не раз обращался к городскому совету о том, что это в их компетенции собраться один раз, сесть за стол переговоров и обсудить данный вопрос для того, чтобы поставить время. Я как примар никакого отношения и полномочий не имею. Pe de altă parte, membrii Consiliului susțin că între primar și compania de transport ar exista o înțelegere, iar scumpirea s-ar fi făcut la inițiativa lor. Am încercat să luăm legătura cu directorul companiei de transport care pune la dispoziție microbuzele, însă acesta nu ne-a răspuns la telefon. Pe lângă CNA și Procuratură, neregulile de la calea ferată, ale cărei conturi au fost blocate, vor fi investigate și de o comisie parlamentară de anchetă. Decizia a fost luată astăzi cu scandal și neînțelegeri între deputați la ședința plenară. Noi vedem, cred că în fiecare zi, niște secvențe TV de acolo. Oamenii se jilă și mai departe, acolo situația destul de dramatică. Deputații socialiști au venit cu propunerea de a fi constituită o comisie care să investigheze cine se face vinovat pentru situația în care a ajuns întreprinderea calea ferată, inclusiv deciziile luate din 2010 încoace. Se dă o problemă simplă. Oamenii nu au primit salariile timp de 4 luni. Ce facem noi? Încă o comisie de anchetă.
Mă iertați, asta este puțin bătaie de joc. O cunoaștem cu toții cine a guvernat în acea perioadă. Vreau răspunsul dumneavoastră dacă comisia va examina și această etapă, nu neapărat din 2010. Poveștile astea, țineți-le pentru slioturile de partid. Dacă este posibilitate dintr-un fond a guvernului să le dăm banii oamenilor, pentru că guvernarea care a venit este irresponsabilă. Deputatul Mihai Bobșoi a spus că acum se încearcă falimentarea întreprinderii pentru a putea fi privatizată pe bani mărunți de apropiația lui Igor Dodon. Purtătoarea de cuvânt a lui Dodon nu ne-a răspuns pentru un comentariu. După ce au făcut mai multe schimburi de replici între ei, deputații au început să numească membrii în comisie, unde din nou nu au putut împărți locurile. Platforma pentru Moldova, din care face parte și Partidul Șor, a propus 2 deputați, argumentând că sunt mai mulți, iar PAS doar unul. Zinaida Greceanu i-a cerut ajutorul colegului Bolea. Dacă e vorba să facem o proporție între 15 și 16, e clar că 16 cam e mai mult decât 15. 15 e 1 și totuși înclină balanța spre 16. Dar parlamentul urmează să decide. Ca să nu vă sfădiți, eu vă propun să fiți 10. Din Comisia Parlamentară fac parte deputați din toate fracțiunile care în următoarele 60 de zile urmează să prezinte un raport. Acum 2 zile, conturile căii ferate au fost blocate după ce experții au depistat un șir de nereguli cu prejudiciu de 10 de milioane de lei. Directorul general interimar al întreprinderii ne-a spus că a inițiat o investigație internă și CNA va investiga situația de acolo. Calea ferată este cea mai mare întreprindere de stat din Moldova conform numărului de angajați. În ultima vreme, lucrătorii de la mai multe stații feroviare iară din diferite localități ale țării au protestat pentru că nu și-au primit salariile. La doar 10 ani a învățat cum e să lupți pentru viață. Este vorba despre o tânără care a învins cancerul, iar astăzi, la 20 de ani, are o familie împlinită și se bucură de fiecare clipă. Visul ei este să devină pedagog social, ca să poată fi un sprijin pentru copii. La 10 ani, când ar fi trebuit să se bucure de copilărie, Valeria Pop a fost diagnosticată cu cancer al sistemului limfatic. Mi-au spus că trebuie o operație. În urma operației s-a demonstrat că am limfom Hodgkin și atunci am fost internat în secția de hematologie pentru copii, tot la Institutul Oncologic. Timp de un an și jumătate, spitalul i-a devenit casă, școală și loc pentru tratament. S-a început cu picurători, am avut o cură de chimioterapie. A început să cadă părul, am fost fără păr, am slăbit, imunitatea clar că slăbește. Cel mai dificil a fost să-și piardă părul, ne-a povestit tânăra, care spune că a avut de îndurat și privirile din jur. Aveam un păr foarte bogat pe atunci, înainte de tratament. Mi-a fost greu din motive că nu toți au înțeles această situație. Era o soră medicală care mereu îmi spunea că sunt ca un aricel. Pufoasă. Mama i-a fost mereu alături, iar ceilalți membri ai familiei se adunau deseori în curtea spitalului ca să o încurajeze. Venea tatăl sau frați, petreceam timpul mai mult aproape de spital pentru că eram slăbiți, puteam să amețim. Dar eram bucuroasă de fiecare clipă. Deși nu mergea la școală, în fiecare zi învăța ceva nou. A început și să brodeze, pasiune pe care o păstrează și acum. Confecționez accesorii pentru fetițe, pentru păr, brodez, adică toate aceste activități cumva continuă chiar și după tratament. 4 ani a durat lupta cu boala, până într-o zi când medicul i-a spus Valeriei vestea pe care a așteptat-o atât de mult. Poți pleca acasă, chiar cu aceste cuvinte medicul meu m-a petrecut din spitale, dar odată la ceva timp merg la medici și am grijă de sănătatea mea. Acum Valeria are 20 de ani și este studentă la Facultatea de Pedagogie. Este căsătorită și are o fetiță de 10 luni. Cancerul m-a învățat că trebuie să profit de fiecare moment, să mă bucur aici și acum. Aș vrea să fiu și eu un sprijin pentru copii, pentru că pedagog social însuși presupune mai mult copii cu dizabilități și chiar aș vrea să fiu și eu un sprijin pentru ei, la fel cum pe timpul meu veneau în spitale diferiți specialiști și petreceau timpul cu noi și ne încurajau și ne spuneau că totul va fi bine. Astăzi este Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului. Aceasta e marcată an de an în scopul creșterii conștientizării, educației și acțiunilor colective și guvernamentale pentru reducerea cancerului la nivel global.
Cancerul reprezintă a doua cauză de deces la nivel global după bolile vasculare, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Și în Moldova, în ultimii ani, s-a înregistrat o creștere a mortalității cauzate de cancer. Cu mai multe date vine colega noastră Valeria Capra. Valeria, bună seara! Bună seara, Sorina! Bună seara tuturor! Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în anul 2019 s-au înregistrat peste 10.000 de îmbolnăviri de cancer, cu 100 mai mult decât în anul 2018. Tot în 2019 s-au înregistrat peste 6.000 de decese. Autoritățile nu au putut oferi deocamdată date despre anul care a trecut. Cei de la Ministerul Sănătății mai atenționează despre faptul că rata mortalității este cu 1,5 mai mare printre bărbați decât printre femei. Printre cele mai frecvente tipuri de cancer se numără cancerul pulmonar, mamar, cancerul de colon, prostată, cel de piele și stomac. Autoritățile din sănătate mai atenționează despre faptul că anual, la nivel global, mor peste 9,6 milioane de oameni. Totodată, în anul 2020, la nivel global, au pierdut lupta cu coronavirusului peste 2 milioane de oameni. Experții mai spun despre faptul că în 2030 numărul deceselor ar putea trece pragul de 13 milioane. Asta ar însemna mai mult decât decesele provocate de HIV, SIDA, malarie și tuberculoză împreună. Astăzi, de Ziua Mondială a Combaterii Cancerului, la nivel global se organizează mai multe evenimente și acțiuni pentru a convinge oamenii cât de importante sunt controlele efectuate la timp. Acestea sunt informațiile. Sorina? Valeria, mulțumesc! Un grav accident s-a produs astăzi în capitală. Două autoturisme au fost avariate după ce s-au ciocnit frontal și două persoane au fost rănite. Șoferii se acuză reciproc, iar poliția spune că urmează să stabilească cine se face vinovat. Accidentul s-a produs la intersecția străzilor Columna și Toma Ciorbă din capital în jurul orei 12. O Toyota și o Dacia s-au ciocnit și au fost avariate grav. Pasagerii din Dacia spun că șoferul celuilalt automobil circula cu viteză excesivă. Unde sticla și de acolo se vede lovitura. Ia uite. De acolo ne-a luat din centru. Ia uitați cum unii eu. Conducătorul auto a refuzat să discute cu noi și să ne spună cum s-a întâmplat totul. Duși întreabă acolo artiști smulți. Doi pasageri din Dacia au fost răniți și au primit îngrijiri medicale la fața locului. Noi trebuie să cedem, dar noi eram doamna Nijuc, dar el putea să oprească. De el îți care 50 pe așa, ce pălituri, cum mi-au aruncat în pereți. Oamenii legii au pornit o anchetă, iar șoferul care va fi găsit vinovat riscă o amendă de 1.500 de lei și 6 puncte de penalizare. În comisariatele de la Moscova nu mai sunt locuri după reținerile în masă de marți. Cei arestați în timpul mitingurilor de susținere a lui Alexei Navalny se plâng de tortură și condiții inumane de detenție. La fel ca acum câteva luni, la Minsk, 10 de părinți stau în fața sectoarelor de poliție și cer să le fie eliberați copiii. Ore de așteptare în autobuzele poliției, în celulele reci și supraaglomerate, bătăi, sufocare, lipsă de hrană și acces limitat la toaletă. De asta se plâng cei arestați în timpul manifestațiilor pro-Navalny. S-a dovedit că secțiile de poliție din capitala rusă nu erau pregătite să accepte un număr atât de mare de oameni, așa că unii au fost transferați în altă parte, iar mulți au fost trimiși la un centru pentru migranți din satul Saharovo, de lângă Moscova. Или печка работает, то там воняет бензином или там чем соляры, просто невыносимо. Если вырубают, у тебя пар изо рта идет. И ты вот 20 часов в таком положении. Кто-то стоит все это время, там несколько человек, потому что он рассчитан, я не знаю, на 15, может, сидячих мест. Ministerul rus de interne a declarat că toți cei arestați pentru participarea la mitingul din 31 ianuarie au fost plasați în izolatoare și au parte de condiții normale. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului justifică reținerile și violențele mascaților. Происходили прямые и множественные нападения на сотрудников, что, естественно, стало причиной для принятия жестких, но находящихся в русле закона контрмер. Și ministrul rus de externe a justificat acțiunile poliției și s-a arătat deranjat de criticile Occidentului. Истерика, которую мы слышали
в связи с судебным процессом по делу Навального, она, конечно же, зашкаливает и абсолютно скрывается от общественности, что те законы, которые существуют для проведения демонстраций, митингов и всяких протестов на Западе, гораздо более жестоки, чем в Российской Федерации. Șeful diplomației europene, care a ajuns astăzi într-o vizită de 3 zile la Moscova, a cerut să-l vadă pe Alexei Navalny. Moscova refuză orice amestec în afacerile sale interne și a avertizat pe europeni să nu condiționeze viitorul relațiilor cu Rusia de soarta opozantului. Marți, Navalny a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare, după ce i s-a comutat o pedeapsă cu suspendare, iar avocații intenționează să facă apel. După ce decizia de a permite construcția unui complex multifuncțional lângă circul din capitală a stârnit un val de critici, Consiliul Național al Monumentelor a explicat astăzi de ce a dat undă verde proiectului. Responsabilii spun că biserica și circul nu vor fi afectate, iar centrul va fi o atracție pentru orășeni. Pentru a începe lucrările, agentul economic are nevoie de autorizație de la primărie. Autoritățile nu au anunțat clar dacă o vor emite sau nu. Președintele Consiliului Național al Monumentelor Istorice spune că locul în care ar urma să fie ridicat complexul multifuncțional arată acum dezastruos. Sunt niște construcții aproape de ruinare, părăsite. Iar odată ce cele 5 clădiri multietajate vor fi construite, aspectul se va schimba, afirmă responsabilul. Dacă mergem spre sectorul Rușcani, pe partea dreaptă, deci a fost edificată în ultima perioadă de timp, o clădire cu multe nivele care practic a pus începutul unor simbolice porți de intrare în sectorul Rușcani. Evident, deci, că acest obiectiv, acest edificiu, cere și o reflecție pe partea opusă a străzii. Ieri mai multe persoane au protestat în fața Ministerului Educației, cerând să fie anulat proiectul. Oamenii susțin că blocurile înalte vor afecta Biserica Sfinților Împărați Constantin și Elena, al doilea cel mai vechi edificiu din oraș, dar și circul. Am suprapus hărțile, nu este pe cimitir, nu este pe biserică, domnul Povăr s-a referit distanța de la biserică, distanța de la circ. Iar circul nu se află pe lista clădirilor considerate monumente istorice, spune președintele Consiliului. Circul este nominalizat, deci, ca un obiect construit în perioada comunistă și nu poate fi calificat, deci, ca obiect de arhitectură. Am încercat să aflăm dacă primăria va emite autorizație pentru construcție, dar șeful direcției arhitectură nu ne-a răspuns la telefon. Zilele trecute, însă, Ion Ceban declara că nu va permite ridicarea complexului. Compania de construcții care a elaborat proiectul afirmă că terenul este rezistent și că nu va afecta clădirile din vecinătate. Conform proiectului, în acea zonă ar urma să fie ridicate 4 blocuri de locuit și un business centru cu 20 de etaje. Pentru că nu li se permite să urce pe scenă, au protestat pe scările Palatului Național. Acolo s-au adunat mai mulți artiști care consideră nedreaptă decizia autorităților de a le interzice să organizeze concerte, în timp ce teatrele s-au redeschis. Pragul Palatului Național Nicolae Sulac e plin astăzi de artiști. Aceștia s-au adunat aici în semn de protest, întrucât sunt nemulțumiți de deciziile luate anterior de autorități de a nu mai concerta. Nu înțelegem diferența între un spectator teatral și un spectator de concert. Cerem să fim auziți și artiștii să revină la activitatea lor. Directora Filarmonicii Naționale spune că autoritățile trebuie să dea frâu liber concertelor, mai ales că se apropie primăvara când este organizat Festivalul Internațional Mărțișor. Noi trebuie să facem contractele, trebuie să facem afișele, să invităm artiștii. Noi nu vrem să intrăm în istorie, că noi am fost cei care am stopat acest festival cu o tradiție de 55 de ani. S-au arătat indignați și alți colegi. Este așa că noi, artiștii, muzicienii, trebuie să mergem la teatru să prezentăm. Să prezentăm, da. E un absurd, este regretabil. Nu înțelegem de ce noi trebuie în continuare să fim ținuți închiși. Este o discriminare. S-a adresat comisiei că totuși se revadă, să se gândească mai bine. Până ce nu este niciun răspuns, rămânem tot acolo unde suntem. Artiștii spun că a fost un an dificil pentru ei și că unica sursă de venit sunt concertele. Online sunt niște concerte, dar fără public nu este contact cu oamenii. Sunt foarte mulți muzicieni care nu primesc nici salariu, nimic, fiindcă acum nu activează. Evaluarea artiștilor pe scenă a fost interzisă în martie anul trecut. Apoi concertele au fost permise în august pe o perioadă de o lună cu prezența publicului, dar până la 50 de persoane maxim.
Lucrătorii medicali din prima linie antrenați în lupta cu COVID vor putea primi adausuri la salarii de până la 100%. Un proiect în acest sens a fost votat astăzi în Parlament. Acest spor salarial înseamnă că directorii de instituții deja vor avea, conform legii, dreptul să dea un spor la salariul celor din prima linie până la 100% din salariu. Liviu Vovc susține că bugetul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină are suficiente resurse pentru aceste adausuri, deși ne-a spus că nu s-a făcut un calcul privind cheltuielile. Aplauze pentru capitanul Tom, care a murit la 100 de ani de COVID-19. Veteranul britanic, care a strâns 10 de milioane de lire sterline pentru medici, a fost comemorat aseară la Londra. Oamenii au ieșit în stradă și au aplaudat, printre aceștia fiind și premierul britanic. Familia veteranului, premierul britanic, medici din prima linie, militari, polițiști și oameni simpli au ieșit aseară în stradă pentru a-l aplauda pe capitanul Tom. Guvernul britanic a ținut un minut de reculegere în memoria lui Tom Moore. Inițiativa de a-l aplauda aparține premierului Boris Johnson, care a îndemnat oamenii să-i aducă astfel un tribut. He inspired the very best in us all, and his legacy will continue to do so for generations to come. I encourage everyone to join in a national clap for Captain Tom. Au aplaudat pentru capitanul Tom și medicii care l-au îngrijit până în ultima clipă. Veteranul britanic Tom Moore, numit capitan în timpul pandemiei COVID-19, a devenit erou pentru britanici după ce a reușit să strângă o sumă record pentru cadrele medicale din prima linie în timpul primului lockdown național. El a murit marți la vârsta de 100 de ani din cauza coronavirusului. Moore a strâns 44 de milioane de euro pentru sistemul medical de sănătate englez după ce a făcut 100 de ture în grădina casei sale. Când se așternă iarna peste Siberia, odată cu ea vine și singurătatea și odată cu singurătatea vine și vremea patinelor Lyubei Morekhodova. Bătrâna de 79 de ani a devenit celebră datorită patinelor sale fabricate în 1943, dar și a pasiunii de a patina. Ger și singurătate. Între acești poli își duce viața Lyubov Morekhodova într-o căsuță sărăcăcioasă de lemn din stepa siberiană de pe malul Baikalului, cel mai adânc lac din lume. Aici, iarna, temperaturile ajung până la minus 40 de grade Celsius, ceea ce duce la formarea unui strat gros de gheață. Asta îl transformă într-un gigantic patinoar natural. Mătușa Liuba trăiește singură ca la marginea lumii. Are grijă de 4 câini, 5 vaci și câteva găini. În fiecare iarnă, bătrâna își scoate patinele sovietice fabricate în 1943, le înnoadă sforile în jurul tibiei și pornește pe podeaua de gheață a lacului. Nu tot такое я видел в 21 веке, а? Тётя Люба. А? Este foarte mândră de longevitatea patinelor ei sovietice, deoarece au fost făcute de tatăl său dintr-un ferestreu și bucăți de lemn când era mică. Вот они мне нужны для всякого дела. Или без дела, или прокатиться просто, или посмотреть, поискать коров. На коньках проехала, туда-сюда проехала. Sub lamele patinelor mătușei Liuba, lacul măsoară o adâncime maximă de 1642 de metri. Aceasta glisează cu grație ca o adevărată patinatoare. Быстроту, хорошо. Когда ветер еще попутный, о, я лечу. Вот, я сама, вот так еще пальтишко раскрою, так тут вообще как парус несешься. Тоже боишься, потому что если конек в щелку попадет, то кранты. Uneori mătușa Liuba mai primește vizita fiului său. În rest, zilele se scurg identic alături de animalele ei din curte. Мне надо воды, ведро воды надо вот этим, чтобы я их сварила им. Два ведра надо телятам. Bătrâna a copilărit pe malul lacului Baikal. S-a întors pe ținuturile natale în 2011, după ce s-a pensionat de la fabrica din Irkutsk, cel mai mare oraș siberian, unde a lucrat de când se știe. Numele ei în rusă înseamnă dragoste, iar mătușa Liuba spune că dragostea este unul dintre lucrurile cheie din viața sa.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează serialul Las Fierbinți. Nu uitați, dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați oricând la numărul de telefon 022-213645. Iar dacă aveți imagini, le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 0794-500-508. Eu vă doresc o seară frumoasă!